Bună ziua, valoroși și valoroaselor, azi voi vorbi despre fuzionarea celor toate serverele după Metin2ro și despre ideea genială a lui Halfop de a închide înregistrările pe primele 5 servere. Deci, în acest topic, o să vă las linkul de la topic, să vă uitați și voi la pagina 4. Aici am închis și topicul, tot closed. Așa că să rețin din acest text mirobolant. Dragi trianguleni, serverul vostru deja cum, așa cum deja am menționat, nu este marginalizat. Poate ați văzut un videoclip cu un băiat de 105 care a făcut un fel de revoluție, a strâns mulți playeri la o nuntă unde a apărut și GMO să facă revolta că ei nu sunt uniți cu alte, nu sunt fuzionați cu alte servere. Și bla bla bla. Și cred că de la ideea asta a venit și lui Halfop de a închide înregistrările pentru a spări playerii după triangulii. Pe toate comunitățile există un server care a fost la dezvoltat și nu a fost, așa cum deja v-am spus. Vom avea grijă să primiți jucări noi, iar acest lucru vi-l puteți spune de pe acum. Odată cu fuziunea, jucători noi vor fi nevoiți să se axeze pe serverul în prezent numit triangulii. Celelalte servere rămân de a fi închise înregistrările. Deci, nu o să mai putem să facem conturi pe primele 10 servere de la care în prezent sunt de la Leonis până la Volans. Da, grozav. Totodată după fuziune, în cazul în care nu doriți să rămâneți acolo, veți avea posibilitatea achiziționării din tenșupa unui item pentru mutarea unui caracter pe server. E, uite încă o chestie. Dacă o bagă pe bani, e clar. Iar bani, iar să scoată din bani, iar a băgat și monedele Yangu. Să mai scoată niște bani, au băgat și vouchere la început atunci și frezele, mai întâi mai băgai pentru un bilet. Pe vremuri băgai pentru un bilet și atât, nu merita să bagi pentru altceva. În fine, am trecut vremurile alea. Ar fi tare să bagi acum și pentru asta, pentru mutarea serverului, că a făcut varză. Deci, să continui. Este singura opțiune pe care vă putem da, din cauza celor mai sus menționate, cât și a celor spuse deja în topicul cu întrebări despre fuziune. Am aici topicul cu întrebări despre fuziune, o să arătăm mare, o să vă las link cu și de el, că nu o să citesc tot ce e aici, pentru că nu o să citesc forumul. Încă o chestie, dacă vă amintiți, încă este. Pe Leonis, înregistrările au fost închise și conturile au ajuns la undeva la gol, mă refer, la 50k. Deci, care, dacă tot vedeți videoclipul ăsta, faceți-vă multe conturi ca să vă scoateți bani, că poate o să vă trească. O să mă apuc și eu după ce termin video ăsta. În fine, așa, serverul triangului este nou comparativ cu celelalte servere. De vreme bune urmărim pista și încercăm să găsim soluții pe toate serverele, pentru a face favorabil pentru toți. Triangulii, având piața dezvoltată mică, rămâne nefuzionați. Mai bine fuziona serverul, strica piața puțin mai mult, dar măcar nu închidea înregistrările la 5 servere, de fapt la 12 servere. Așa, totodată fuziunea, ordinea serverului decât au fost decise de către cei de la asigurare calității în colaborare cu directorul de la producție, bla bla. Așa, scuzați-mă pentru Skype. Așa, deci ei ne închid înregistrările pe 5 servere care vor fi fuzionate și le lasă decât triangulii. Triangulii fiind cel mai puțin dezvoltat, s-au gândit ei foarte mult. Acum o să mut după full screen pentru a vă arăta ce se întâmplă pe triangulii CH1. Așa, revenim după reclame, suntem pe serverul triangulii CH1. O să luăm așa mare, deci m-am văzut un shop plin, cu iteme 500 PV. Cât să stai, frate? Așa. Să mă bag pe... Așa sunt. Deci, cam ăsta e CH1 pe triangulii. Sunt cât de cât player, dar nu... Adică... sunt. Dar ca să închidă 5... înregistrări la 5 servere pentru server... Că le că strică piața... E cam exagerat. Cam foarte exagerat. Cam... Asta e map 1.
Da. Da, cam până aici. Drăguț, să închidă, bla bla bla. Acum o ce puțin pe server Taurus, unde mă gândeam să mă apuc, dar nu știu dacă mă mai apuc. Dacă o să bage chestia aia gratis sau aș putea să iau și pe monede. Cu schimbarea, cu mutarea unui caracter pe alt server, poate o să o fac, poate nu. Voi vedea. Vom vedea ce se întâmplă cu serverele. Acum o să mă mut pe Taurus CH1. Așa, am ajuns și pe Taurus CH1. Aici am și câteva migiuțe ce am strâns și eu. Dar n-am stat ca observat, o să azi seri de seri. Nu dați dislike? Da. M-aș muta pe alt, mi-aș muta caracterul pe alt server, pe triangul, adică numai pentru astea. Și mai am mai multe timp prin depozit. Și plus că nu sunt înregistrări. Dacă ar fi lăsat să fie înregistrări, ar fi serverul perfect, frumos, mulți player peste tot. Cam, da, cam de două ori, cred că e mai mult să-i stai, nu, de două, trei ori sunt mai mulți player de aici decât pe triangulii. E un server plin. Da, mă duc până acolo. Și nu știu ce se va întâmpla, vom vedea. Dacă aveți o întrebare, puteți lăsa în secțiunea de comentarii să discutăm mai multe despre această tâmpenie de a închide registrările. Cât vor ține închise. Am emoții. Așa, închise înregistrările, doar nu le ține pentru totdeauna. Adică e puțin tâmpit cap să ții 5 servere închise pentru un server. Cam aberant. Cred că o să țină, nu știu cât o să țin de fapt. Ar trebui să țin și vreo 3 luni, dar tot tâmpit să închide 3 server în registrările pentru un server. E bine, dacă v-a plăcut episodul, ei că nu v-a plăcut, că probabil nu vă place că am închis registrările, like nu mai contează. Shop by TQ. Serios? Serios? Op caca! Aș scoat dacă ar fi op caca fiecare de aici. Bla bla. Drăguț! Stai așa. Scap de boți. E ideea lor, e de a scăpa de boți, de boți, de hackeri. Și da, vor scăpa cât de cât de hackeri, dar ca să închidă înregistrările pentru niște hackeri care tot vor apărea, bine, o să baneze conturi până nu să mai fie hackeri. Dar trebuie să recunoaște jumate, peste jumate, după Metindoero, joacă cu hack. Vom vedea ce se întâmplă, ce va mai anunța Half-Op. O să vă las link-urile de la topicurile după forum. Așa că, la revedere!